Dar să întreb un puțin altfel, indiferent care din Dinamo sau Oțelul va merge la baraj, credeți că au șanse împotriva unei echipe de Liga 1? E clar, Chindia sau Argeș, nici ați urmărit, nici ce simțiți, vedeți și nivelul. Da, era mai pe Chindea sau Argeș? Da. Ah, da, că Nu una se din ele știe. pică, Da, că da. știu că cealaltă era UTA. Da, Dar UTA noi e. nu avem cum, pentru că UTA o să joace cu cea care e sub noi. Exact, sub Buzău. Sub noi care o fi, Galațiu sau, că Da, eu acum reprezint da, Galațiu sau Dinamo. Cine joacă cu UTA va fi greu. Va fi foarte greu. E Mircea Rednic, e un antrenor care e uns cu toate ale fiile, știe. Dar în afară de asta, echipa joacă. UTA, dacă cine a urmărit jocurile din acest play-out, a pierdut meciurile strâns, foarte strâns. Au avut șansa să câștige ei, să marcheze ei și poate că atunci s-ar fi schimbat rezultatele. Dar și mi se pare o echipă foarte puternică. În schimb, Chindia a început bine cu Petrea, s-a ridicat și la un moment dat a început să a intre început să. iarăși Da, o serie proastă, da. o serie proastă și acum un meci de bara și un meci de bara se poate întâmpla orice. Eu întotdeauna spun și am spus-o, le spun și prietenilor pariorilor care pariem noi la casa noastră de pariuri acolo, că întotdeauna în fotbal există și neprevăzutul. Așa este. Un cartonaș roșu, știu eu, o zi proastă O a unei eroare. echipe, două șuturi de excepție a echipei mai modest Cum a fost Timișoara cu cotate. Dinamo când a marcat la 30 de metri. Așa, da, un gol, două dintre aia și se poate schimba totul. Deci ăsta e meciul de baraj. Dar, normal, ar trebui ca echipele de Liga 1 să aibă primul atu, pentru că sunt echipe care au jucat la un nivel cu echipe mai puternice față de ce e Ce Liga a doua Liga a la noi. doua. Dar sunt echipe care la baraj de multe ori s-au autodepășit și au putut să. Păi, noi în România avem destule proverbe și cuburi la mică răstoarnă în carul Am mare și pățit-o și multe, noi multe. anul trecut, în urmă, la Da, barajul cu Universitatea Cluj. da. Am fost liniștiți anul trecut. Dacă era o altă echipă care ne scotea la acel baraj, cred că se întâmplau multe nenorociri. Dar fiind Clujul echipa noastră frate-soră, cum Înfrățită, da. înfrățită, atunci a fost liniște.